Bine v-am găsit! Prezența României în Uniunea Europeană este firească. Ceea ce este nefiresc este ce a ajuns comunitatea europeană astăzi. Și să ne înțelegem, eu nu spun că ar trebui să ieșim din UE. Dimpotrivă, ar trebui să rămânem în UE cât mai mult și să contribuim la reîntoarcerea Uniunii Europene la ceea ce a fost și ar trebui să fie. O uniune a statelor suverane și nu una în care deciziile birocraților de la Bruxelles se substituie autorităților naționale în aproape orice domeniu. Alături de invitatul meu, actorul, regizorul și scriitorul Dan Puric, ne propunem să vorbim astăzi despre poziția și viitorul României într-o Europa a națiunilor suverane. Domnule Dan Puric, presa din România astăzi s-a transformat tot mai mult într-un instrument de propagandă. Iar tiparele create de această presă de propagandă au devenit cumva șabloane pe care le folosesc și oamenii pe internet. Astfel că, în momentul în care justificat critici Rusia, filorușii te ștampilează ca omului Soros. În momentul în care justificat critici Occidentul, alții îți pun pe tine ștampila cu omul Rusiei. Eu mă confrunt destul de des cu astfel de situații, chiar dacă pe blogul meu veți găsi un articol în care critic justificat Rusia, al doilea în care critic justificat America sau UE, nu contează. Pentru că sunt un anumit tip de oameni care nu văd decât în alb și negru. Ei nu pot să-și imagineze că poți să fii filoromân și că critica este justificată. De ce credeți că atât de mulți oameni au ajuns astăzi să nu creadă că mai poți să fii filoromân atunci când critici o putere străină? Da, apropo de asta, eu sunt plin de ștampile. Dacă mă deschid la haină, găsești de toate. Am fost în ocultă, sunt legionar, sunt fost informator al securității, sunt omul rușilor. Bine, astea sunt făcute și de sistem, care e făcut să nu dea prezență omului liber. Cel mai tare se sperie de omul liber, care nu este angajat în asta și care are, uite așa cum ai făcut tu, domnule, critic lucrul ăla că nu este bun. Spiritul critic, cum zicea Pasteur, în sine, nu ai de să să-l folosești. Dacă nu-l folosești, el moare. Un fel de conștiință care stă de veghe și nu doarme. E, nu, acum, cum să zic, că nu trebuie luată. Presa mare a lui majoritatea este cumpărată, se manipulează, asta se știe, nu este pentru prima oară. Trebuie să văzute lucruri așa mai a la fond, știi, în adâncime. E bine ca omul să se încadreze din punctul lor de vedere într-o turmă obedientă. A avut o expresie, Immanuel Kant, în cestei iluminismul pe la 1740 ceva, zice așa că turma, așezarea omului în turmă, este când acceptă gardianul. Și gardianul zice cu bunăvoință că o să-i conducă după ce i-a prostit. Acum vreo 25 de ani, ambasadorul Angliei, am jucat pentru prințul Charles. Acum vreo 20 de ani. Și m-au invitat aici la un cinematograf, pe lângă Romană, la filmul lui Al Pacino, Richard III. Foarte reușit. Pentru că Al Pacino a avut intuiția să nu înceapă cu Richard III. Mergea pe stradă și întreba cu microfonul pe ea cine e Richard III. Și unul a zis că este extremă dreapta la fotbal. Altul a zis că nu știu ce este notător. Și a zis, domne, niciodată în România nu se va întâmpla așa ceva. M-am înșelat amaric. După 7 ani am văzut pe unul, întreba, era cu spate la Teatrul Național și că știți că e festivalul care nu. Dar la Teatrul Național a spus, nu. Dar era și vesel. Nu. Dar ce e în spate? Intercontinental. Dar ăla mai mare, ce e? Nu știu. Teatrul a spus, nu. Dar era vesel. Ăștia sunt oamenii care trebuie să manipulați. Și ăștia sunt aia care scriu acolo că ești omul rușilor, că ești omul americanului, că nu știu ce. Nu, păstrează-ți conștiința liberă de la început până la sfârșit să fii intangibil. Pentru că ei au nevoie de gândirea colectivă, de, uite, să spun cu biologic, ce-am mai zis că tata a fost un mare medic și mi-a explicat că există au fost două teorii în neurologie. Una reticulară
ca să înțeleagă omul. Dom'le, ei credeau că nervii sunt așa, domn. Cum crede ăștia în comunitatea europeană, că noi suntem așa. Eu, Dan Puricu, Daniel Roxin, nu suntem așa. Tu ai personalitatea ta, putem face sinapse așa, dar în general suntem așa. Nu, au zis că este așa și cum este la lumina electrică și dai drumul așa, țac, se stinge sau se aprinde. Aia a fost, mă rog, om de știință, Camilo Golgi, teoria reticulară. S-a înșelat. Până a venit Santiago Cajal y Cajal, spaniol extraordinar, și a zis, dumneavoastră, neuronii sunt așa, dumneavoastră. Când vine impulsul ăla electric, se fac sinapsuri. Ăsta e românul adevărat. E așa, dumneavoastră. De-aia apar bancurile alea. Bancul, umorul, nu bășcăria. Bășcăria o vezi la Pro TV, la Amărâția sau la stand-up comedy, adică de joasă calitate. Umorul este aristocrația unei gândiri care nu se suprapune cu evenimentul. Știi că au zis acum, domnul președinte Putin a întrebat pe șeful armatei cât ia să ocupe România. Domnul președinte, dacă se opun, o săptămână. Dacă nu se opun, o lună jumate. E paradoxul. Cum de-a zice? Păi le ia mult cu țuică, cu hore, cu sărbători. Deci, într-o fracțiune de secundă, ai văzut dăinuirea unui neam, un paradox al unui neam. Uite așa e român. Restul, turma, e legată, e reticular. Ce vreau să vă întreb, pentru că există această discuție de mult timp, din fericire s-a tot amânat, cu aderarea la moneda euro. În opinia mea, aderarea la moneda euro este finalul drumului și pierderea suveranității. De acolo greu se mai poate face ceva, pentru că aderarea la moneda euro înseamnă ca România să renunțe la moneda națională și mai mult decât atât să renunțe să bată, să tipărească propria monedă. Ce s-ar întâmpla cu adevărat dacă am ajunge într-un astfel de punct? Dacă factorul decizional a spune da, aderăm la euro de anul viitor. Păi asta e ultima etapă după ce au făcut cacealmau cu pandemia. Pușcăria pandemică este pușcăria financiară cu moneda unică, cu criptomoneda, cu știi tot ce se întâmplă, cu faptul că trebuie să-ți controleze contul în bancă, să știe. Și scoaterea banului cash, pentru cash, că în momentul ăla... Da, păi clar. Este, cred că Orwell și a primit scenariul de la ei. Înțelegi? E de mult gândită treaba asta. Dar totuși mă gândesc la ceva. Noi nu suntem ca ei... Are ceva poporul ăsta român, știi, de-a venit ocupația sovietică aici, a zis un general rus, ci că bă, sunteți ca nisipul, ne scăpați printre degete. Uite-te și acum, în plină teroare, știi că ai zis că politica globală e dominantă în Europa. Nu, e terorizantă în Europa. Pentru că dacă stai de vorbă cu un francez, cu un englez, cu un german, nu sunt de acord. Pentru că îi cunosc pentru prima oară bestialitatea comunistă, dar într-o formă foarte parșivă, îmbrăcată în costum sanitar. Mâna asta de securiști care gestionează poporul român, îl mutilează, ei habar n-au. Noi suntem în paralel cu ei. Noi suntem suveraniști cu Dumnezeu în frunte. Noi avem un suveranism privatizat. Ăia la mine, la Prozar, când mă duc și mai beau parcă poiana lui Iocan, ce faceți? Ne vaccinăm, domnul Dan. Din răspunsul lor nu este ignoranță. Este o detașare ironică, ca Moromet. Știi? Are ochiul așa și vede. Crispat așa, eram în armată la Focșani și au aplicație militară, că vin rușii, că oricare. Prin porumb m-au pus aia frunze în cap, că eram bobine pe lângă mine și cu mitraliera, pușcă, cărat așa, am ajuns, era o pancartă pe care scria Vârteșcoiu. Și am zis, țăran, stătea așa. Ce faci, bă? Eram camuflat, zic, aplicați. A început războiul, nu? Fă, Mario! E un necăjit aici, bagă un pui în cuptor. M-a luat, m-a dezarmat, mi-a dat puiul și mi-a umplut, mi-a aruncat masca cu gaze jos și mi-a umplut-o cu vin. Și am dormit și la el. Zic, lasă-mă războiul să trec. Știi ce a fost săranul ăla? Tot actul de dăinuire al neamului ăsta. M-a scos din sistem, domn. Important e să nu fii sluga unui sistem, dar ăla mă privea cu ochi daci. Ce bă, a început războiul. În încheiere spun așa, nu uita, suntem singurul popor de pe suprafața Pământului care are cimitirul vesel.
Râsul dacic eliberator. Mulțumesc foarte mult. Cu drag. Toate cele bune. Doamne ajută.